veste proastă pentru fumători. Țigările se scumpesc de la 1 iunie cu 10 bani. Asta după ce Ministerul Finanțelor va crește acciza la tutun cu 1%. De asemenea, oficialii instituției au negociat cu mari jucători din industria de tutun un calendar de majorare a accizei cu câte 2% pe an până în 2022. Acciza totală la țigarete crește cu 1% de la 1 iunie 2016 și cu câte 2% pe an până în 2022, începând cu anul viitor. Declarația a fost făcută pentru Capital de Ionuț Mișa, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe. Potrivit aceleași articole, alte produse din tutun, precum țigările încălzite, tutun fiind destinat rulării de țigarete, alte tutunuri de fumat, acciza crește cu 2% de la 1 ianuarie 2018, urmând ca majorarea să se mențină până în 2022 inclusiv. Structura accizei, în schimb, rămâne la fel, iar acciza minimă rămâne 97% din acciza totală. Conform Capital.ro, modificările se vor face în Parlament prin amendarea unei ordonanțe aflată acum la Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților în faza de raport.